Numele dumneavoastră. Ionita Oiu. Ce vârstă aveți? 56. Ce fapt ați comis dumneavoastră? Viol. Pe cine ați violat? Fapt. Pe propria dumneavoastră fică. Cum de s-a întâmplat așa? Cum să vede? Am avut o mică prostie în cap. Dar v-ați gândit totuși că este fica dumneavoastră? Ce vârstă are fata? 13 ani. E o copilă. Cum ați violat-o? Ați bătut-o, ați forțat-o sau ați păcălit-o? Cum? Ia, povestiți-ne un pic. Ce i-ați spus? Cum ați convins-o? Dacă vreau astea, îmi dau bani, îmi dau bani buni. Și ea ce a zis? N-a zis nici bani. Și ați profitat de ea? Ați bătut-o? Ați forțat-o? Nu. Asta de bunăvoie? Nu. Dar de ce ați ales să faceți acest lucru cu propriul noastră copil? Nu știu ce mi-a trecut în cap. Vă pare rău pentru ceea ce ați făcut? Nu. Dacă ați dat tipul înapoi, ați mai face același lucru? Nu. Înțeleg că mai aveți o fată. Da. Mai mare? Da. Ați încercat și cu ea vreodată? Nu, că am dat-o de mică. Unde? La București, pe ce? La poliție. Ați dat-o spre adopție? Da. Dacă nu o dea spre adopție, avea aceea soartă? V-a atras în vreun fel fica dumneavoastră sau nu mai erau femei pe pământul acesta? Da. Păi și atunci? Vă plăcea fizic? Da. Este copilul dumneavoastră. Cum am greșit? Nu o iubiți ca pe copilul dumneavoastră? Bineînțeles. O vedeți ca pe o fată oarecare? Nu. Riscați închisoarea acum pentru ceea ce ați făcut. Asta-i. Pedeapsa... Cum veți mai da ochii cu fata dumneavoastră? Cu familia? Cu soția? Nu pot să zic. Soția știa? Nu. Și acum când a aflat, ce a zis? Ați vorbit cu dumneai? Acum nu. N-ați vorbit. Mai aveți curaj să dați ochii cu familia dumneavoastră? Nu. Cu vecinii? Nu. Ce veți face când veți ieși din pușcărie? Nu mă dă treaba. Ce-am deosebit, așa ceva nu mai. Tot acolo în sat? Sau... Nu, în București, unde am lucrat în aici. Nu vreți să mai stați aici? Eu... N-am mai putut, dar... Acum... Unde o violați pe fata? În casă. În casă? Cu toată lumea acasă sau profitați când erați singuri? Nu mai era singur când dormea mai. Și ea nu plângea, nu zicea nimic? Nu.